Bună ziua, bine v-am găsit la șifonierul cu whisky. Ne întoarcem în America, mai exact în Kentucky, și vorbim despre un brand foarte apreciat, un brand apreciat în general de conesorii de bourbon. Un brand care este premiat an de an, tot felul de premii. E vorba de Elijah Craig, hai să nu mai lungim. Care, să-i spunem, este mândria distileriei Heaven Hill. Am avut această distilerie prezentă și am făcut istoria acestei distilerii în episodul 67, când am vorbit despre Rittenhouse. Și am mai vorbit puțin despre această distilerie când am avut Evan Williams. E o distilerie americană, adică masivă, și care are mai multe branduri, atât de whisky cât și de whisky, de bourbon cât și de rye whisky. V-am spus că această distilerie este al șaptelea mare producător de alcool din Statele Unite. Și când spun al șaptelea mare producător de alcool, iau în considerare, toate băuturile alcoolice, și este al doilea mare producător de bourbon din lume. Și vă întrebați, v-am mai spus, credeți că e vreo corporație sau vreun concern? Nu, aparține, e tot afacere de familie, familia fraților Shapira. Distilerie fondată în 1935. V-am mai spus istoria ei în orașul Barstown. Acum și are doar sediu. V-am mai spus că a avut loc acel incendiu devastator când toate depozitele lor au fost arse din temelie, flăcări de 30 de metri înălțime. Puteți să vedeți pe YouTube chestia asta. Și și-au schimbat, s-au mutat, să zicem, în Louisville, cel mai mare oraș din Kentucky, de 800.000 de locuitori. De obicei, distilerile de bourbon sunt în orășele și au fost nevoiți să se mute acolo. Dar sediul tot în orașelul Barstown. În 96 sau 98 a avut loc acel incendiu. Hai să vorbesc, să mai trec așa, nu mai fac istoria, da, v-am făcut-o în episodul 67, m-am dat câteva date. Totuși să trec în evidență brandurile de la această distilerie. Știți cu toții Evan Williams, mult timp, este cel mai vândut produs până la urmă de la distileria Heaven Hill, bourbonul Evan Williams. Un bourbon care inițial a fost un bourbon muncitoresc și încă este considerat fantastic raport preț-calitate, în sensul că este ieftin, livrând o calitate deosebită, dar au început să facă și expresii premium. Am avut și noi single barrel vintage din 2009, de 8 ani și 3 luni. A luat 89 de puncte la noi. Îl consider un bourbon foarte, foarte bun, la un preț excelent, 150-160 de lei îl găsiți la noi. Alt brand de bourbon de la această distilerie este bourbonul Old Fitzgerald, iar nu se găsește în Europa, dar tot așa a început ca un bourbon muncitoresc și a început să aibă expresii premium. Alt bourbon este Heaven Hill, se găsește și la noi, este chiar ieftin, tot așa genul pentru mase. Rye whisky-ul Rittenhouse, care are și expresii mai comune, dar și expresii mai pani în spate la noi, iar raport preț-calitate excelent, mi-am dat 90 de puncte. Și mai este brandul Larceny, care din păcate nu prea se găsește în Europa, foarte apreciat în momentul actual, tot de rye whisky, la un preț accesibil. Brandul Elijah Craig a fost introdus în 1986, în perioada nasoală, să-i spunem, pentru bourbon, și l-au introdus cu ideea că mai trebuie să avem și un bourbon mai premium, cum s-ar spune, că na, noi facem numai chestii mai ieftine, mai muncitorești, hai să avem și un bourbon premium. Și
Da, Ronald Ross în 1986. După numele, iar chestie de marketing, cine e Elijah Craig? M-am mai spus când am vorbit despre istoria bourbonului. Mamă, am mucinat. Asta o ștergi. Sau o las-o. Ce spuneam? Elijah Craig. Cine e? Iar o chestie de father of bourbon, peste tot părintele bourbonului. V-am mai spus când am vorbit despre istoria bourbonului și a raiului, și a raiului whisky-ului. Cei cu acest pastor, era un pastor baptist, tot vedeți 1789 pe sticlele de Elijah Craig. El și-a făcut o distilerie de fermă pe teritoriul Kentucky, statului Kentucky. La vremea respectivă nu exista acest stat, el de-abia în 1792 a fost delimitat și a avut guvernator. Și, deci, domnule, el făcea moonshine și a zis, hai să și-l țineam butoaie și din motive de sanitare, nu? Așa se spune. Sanitare, igienice. Da. Le-a pârjolit. A zis, băi, să scăpăm de bacterii și de nu știu, că mi se păruse lui că moonshine-ul pe care îl ținea în butoaie căpăta un gust acru de la bută și le-a pârjolit. Erau, cred că, niște butoaie uzate și l-a pârjolit și a văzut după ceva ani, după luni bune sau câțiva ani, că moonshine-ul lui se transformă într-o ciudățenie. Domnule, capătă un gust caramelizat, dulce, parfumat prin acea pârjolire a butoaielor. Și vezi, domnule, așa s-a inventat bourbon. Asta este o chestie de propagandă specific americană. Eu cred altceva, v-am mai spus și ce cred. Eu cred că bourbonul practic a fost inventat de doi frați francezi, maturarea, pentru că, v-am mai spus povestea, în Louisiana, statul Louisiana, care pe vremea respectivă aparținea, era colonie franceză, făcea comerț cu ăștia din Kentucky. În sensul că săracii francezi din Louisiana tânjau după coniacul lor și coniacul, Napoleon fiind în dita mai războaiele în Europa, bătându-se cu toată lumea, corăbile ajungeau din ce în ce mai rar în Louisiana, da? Și francezii duceau lipsă de coniacul lor dulce de acasă și au început să facă, aveau nevoie de o tărie și au început să facă comerț cu ăștia din Kentucky, iar ăștia le dădeau moonshine-ul lor și îl considerau o poșircă francezii din Louisiana. Și au zis doi frați, mă, ce ar fi dacă am face și noi să punem moonshine-ul ăsta la maturare, cum facem noi acasă coniacul, puțin toasted, puțin pârjolite butoaiele. Am înțeles că acum, nu mă pricep, am înțeles că acum coniacul nu mai se ținea în butoaie pârjolite, dar la vremea respectivă, inițial, se ținea în butoaie pârjolite. Și vezi, domnule, așa s-a inventat bourbonul, ăia doi frați francezi, am uitat care e numele lor, nu mai am memorie de elefant, am uitat care era numele lor, n-are importanță. Acum, referitor la expresiile Elijah, cred că o să vorbim în episodul următor. Expresia de 12 ani a fost foarte iubită, s-a găsit și la noi acum vreo 4-5 ani, avea un preț grozav. E practic, noi astăzi facem review la Elijah Craig Small Batch fără număr de ani pe el, dar inițial sticla arăta așa, bine, n-am sticla de 12 ani a produsului de 47 de grade, deci era la 47 de grade. Small batch. Ce înseamnă small batch? Doar, v-am mai spus ce înseamnă, doar câteva sute de butoaie. La acest brand se amestecă între 100 și până în 200 de butoaie, deci nu există ca în producția în masă să existe butoaie proaste care să fie scoase de alte butoaie. În sensul că știți cum merele stricate un coș, da, dacă există 2-3 butoaie sau 10, 15, 20 de butoaie, pot fi scoase de alte butoaie. Nu? Small batch înseamnă că sunt foarte puține butoaie amestecate, caracter exclusiv, și asta înseamnă că toate sunt de calitate. Înțelegeți că nu mai există altele care să le scoată pe alea proaste.
47 de grade, mash bill-ul pentru ăsta este 78% porumb, 10% secară, rai, și 12% malț din orz. Deci este la limită, pentru că știți că dacă se depășesc 80% în compoziție procente de porumb, nu se mai numește bourbon, se numește corn whisky. Și a fost expresie inițial cu 12 ani. Deci 12 ani pentru un bourbon din Kentucky înseamnă foarte mult, echivalentul a 20 de ani pentru un scotch whisky, să-i spunem, sau pentru un Irish, dar scotch. Și v-am spus care e treaba cu maturarea în Kentucky, Angel Share-ul este mai, maturarea este mai accelerată, Angel Share-ul, da, mai puternic. E, și s-a vândut, a fost atât de populară această expresie de 12 ani, până în 2016, când cei de la Heaven Hill au anunțat că expresia de 12 ani nu o să mai poată fi cu numărul 12 pe ea, adică 12 ani, va fi non-age, pentru că nu mai pot aștepta 12 ani. Știți că la americani e la fel ca la scoțieni sau ca irlandezi, este trecut numărul minim, ești obligat să treci numărul whisky-ului cel mai mic din acel amestec. Și nu mai puteau să mai treacă 12 ani. Nu mai puteau să mai țină, să-și permită să țină în depozite 12 ani, cererea fiind prea mare. Fiind dat și la un preț bun. De asta oferea calitate, preț bun și au anunțat. Și cum au anunțat chestia asta, bineînțeles că bișnițarii s-au aruncat cu furgonetele și au început să dea raid prin magazine și să magazinele de specialitate și să ia expresiile de 12 ani. În momentul actual, expresia de 12 s-a schimbat sticla, deci arată ca așa, așa arată. Pe vremuri, asta era sticla pe care o vedeți aici, o să vorbim mai încolo despre asta. S-a schimbat sticla și spun acum că avem în el bourbon-uri cu vârste între 8 și 12 ani. Vă dați seama, când spun 8 și 12 ani, e clar că au chestii de 8-9 ani. Nu se complică, n-ați băga chestii de 12 ani. Deci ăsta ce avem noi aici, are cam 8-9 ani. Prețul este excelent, după părerea mea. 47 de grade, 8-9 ani, 150-160 de lei. S-a găsit la noi expresia de 12 ani, acum vreo 4 ani, dacă nu mă înșel, 3-4 ani, o mai găsează la noi și o găsească tu la preț bun. În zilele noastre, știți cât costă expresia respectivă? Dacă costa 35 de euro, 160-170 de lei acum 4 ani, acum costă 120-110 euro. De ce? Pentru că este scoasă din continuitate. Pentru că piața secundară, pentru că bișnițari. Înțelegeți? În episodul următor, deși am mai atacat subiectul ăsta cu bișnițării mea, am mai atacat de mai multe ori chestia asta, o să vorbesc mai... o să explic cum stă treaba. Mai ales în zona bourbon, pentru că, na, a fost prezentă și este prezentă chestia asta la single malt, la whisky-urile, la single malt scoțian, la whisky-urile japoneze, dar parcă niciodată nu a fost mai pe față și mai stupid ca în momentul ăsta când e vorba de bourbon sau de rye, dar mai ales când e vorba de bourbon. Și o să vă explic în episodul următor, când voi face review la Elijah Craig de 12 ani, deși nu scrie de 12 mare, scrie pe etichetă 12 ani, sticlă pe care noi am luat-o cu 55 de euro, acum un an și jumătate, iar acum costă 250 de euro. Vorbim în episodul următor despre chestia asta. Ce să mai spun? Eu zic că dacă vorbesc despre chestia asta în episodul următor, da, ăsta e de 8-9 ani, ăla de 12 nu se mai găsește, doar bișnițarii, la bișnițare îl mai găsiți, care vi-l dau cu 3 de 3 până la 4 ori prețul, cât era prețul lui acum câțiva ani. Vorbim mai încolo, în episodul următor, despre bișnițărie. Hai, acum să vorbim, să facem analiza, să vină Otilia și stai să și pun. Acum poți să oprești, pui stop cât pun eu.
Tamen și Otilia, mă, ce mișto dopau astea. Mm-hmm. Îmi plac dopurile de la Elena, cred. Foarte reușite. Hai să vedem ce e. Vanilie, caramel, primele două lucruri pe care le simțim întotdeauna la un bourbon, caramel și vanilie. Cu asta se începe. Apoi, nuci și alune prăjite. Mm-hmm. Cu coajă mai mult, da, coajă, da, de nucă. Sirop de arțar. Scorțișoară. Da, e condimentat. Eu nu disting, da, condimentele. Fii atent aici. Dacă miroși, mai atent. Mentă și, practic, frunze de mentă caramelizate. Da, e o ciudățenie, așa. E un miros fresh, un pic. Dar spune mai repede citric decât mentolat. Puțin citric. Biscuiți copți la cuptor. Butter cakes din biscuiți cu mânt. Mai eu nu stau să folosesc expresii. Păi nu, scos și pe pachete scrie. Eu știu din aia cum făceau bunica sau cine. Da, de găsești acum și în magazine biscuiții copilării. Foarte, foarte frumos miros. Destul de complex pentru un bărbat. Se vede că are 8-9 ani și nu 6-7. Se simte și lemnul, puțin, stejarul. Foarte parfumat. Ce-s mai? E un miros foarte frumos. Da. Hai să și gustăm. Chimbir. Nu coși, mă? Este mai miros un pic. Chimbir. Hai că n-avem timpul de pe meu. Chimbir dulce. Simți lemnos stejeros? De la butoi? Da. 9 ani. 8-9. Bine, ei spun între 8 și 12, dar eu spun clar că 8-9, că nu se complică nimeni să-ți bage. Dar uite, să-ți mai spun ceva. Te ardă un pic. Eu nu simt deloc. Da, un pic. Mm-mm. Dacă îl ții mai mult. Băi, are 47 de grade, băi, tu ce vrei? Da, știu, dar sunt... Eu tocmai asta voiam să spun acum, că deși are 47 de grade, sau poate voi avea eu gât de alcoolist. Nu, eu fiind la început îți dai seama că le percep altfel. Piele întoarsă, scorțișoară, ceai, ceai cu fructe de pădure, foarte complex pentru un bourbon, își depășește condiția, de asta o să și obțină mai mult de 89. Știi, ca la mine, ca să iei peste 89, să intri în zona grea, trebuie să vii cu ceva originalitate. Dacă rămâneai în acea zonă, caramel, vanilie, scorțișoară și ghimbir, chestii specifice... Da, simt și eu izolat de ceai. Mm-hmm. Deci că e un ceai mentolat fierbinte. Că atunci când bei ceai de mentă iarna, știi, bei un ceai foarte cald. Ok, am adus și sticla asta aici. Vreau să spun o idee. Hai să vedem și finul. Mediu. Aș putea spune mediu spre lung. Stejaros, se vede că are 90 ani. 8-9. Da, se vede. Un pic simt tanini. Simți chestia asta? Iar piele. Finish-ul. Păi, taninul este exact ca la nuci, că ai zis că se simte și gustul de nucă. Măi, care a fost cea mai mare notă pe care am dat-o până acum unui bourbon rye whisky, în categoria bourbon rye whisky? Eagle Rare, care a luat 91 la noi. Ăsta îi spun de pe acum că o să-i dau 90.
e un whisky greu. Deci i-am dat ăsta pe a 91. Ăsta venea și cu chestia aia de vișine confiate, cireșe, chestii. Așa. Și acum depinde de gusturi. Altuia poate îi place asta mai mult. Da. Deci nu e literă de lege ce spun eu. E vorba de gusturile voastre până la urmă. Să mai zică lumea că nu poți bea un whisky de o calitate foarte bună cu bani 150-160 de... Ce? Pe pahar? Da. 150-160 de lei. Un bourbon excelent. Ok. Să nu mai vă luați mână după, că vedeți bourbonuri la, poate găsiți la noi la 2 milioane jumate, la 250, 300, 350 de lei. Alea sunt cu o distribuție mai proastă în Europa. Asta nu înseamnă că neapărat alea sunt mai bune. Ăsta are o distribuție mai bună, de asta are prețul foarte accesibil. Nu vă mai luați după preț. Și o să vedeți în episodul următor cum Elijah Craig trece de la o extremă la alta. Da? De la ăsta care este accesibil pentru toată lumea și cum trece la prețuri exorbitante, aș putea spune, pentru ăsta. Ce-ți mai zic? 90 de puncte. Dacă vreți să beți un bourbon serios, să-l las jos că lumea când vorbesc despre asta. Dacă vrei să beți un bourbon serios la un preț foarte, foarte bun, nu vă oprește nimeni. Îl găsiți, se găsește cam peste tot la noi, peste tot magazinele de specialitate mă refer. 150-160 de lei, n-aveți cum să dați greș. Bourbon greu, în categoria bourbon rye whisky. Hai, pa, pa, pe data viitoare.